centrul terenului. Să vedem mingea trimisă de Neag. Ajunge până la urmă la jucătorii clujeni. Cade Lemnarul în marginea careului. Se aude flerul lui George Găman, care acordă lovitură liberă, însă Lemnarul și-ar fi dorit un penalti. Este o fază de revăzut. Într-adevăr, este ținut Lemnarul acolo de plămadă, însă, da, pare că faza a fost